Proiectul administrației publice locale privind instituirea unei taxe pentru parcările publice din zonele centrale aduce bani frumoși la bugetul local. Numai în luna februarie s-au eliberat 17 abonamente pentru astfel de parcări, cel mai probabil pentru angajații unor firme care și-au sediul în aceste zone. S-au eliberat 17 etichete abonamente în valoare de 720 de lei, încasări pe parcometri pe 21 de bucăți, care le avem 7349,8 lei, total încasări parcări publice 8069,8 lei. Deci rezultate financiare frumoase pe care noi le facem să se regăsească tot în amenajări din parcări, în modernizări, în parcometri și așa mai departe, și cât de curând o să se poată vedea și o nouă parcare, parcare etajată din zona Suceava, Piața Mare din Roma. În cel mai scurt timp se va finaliza și investiția legată de parcarea etajată de la Piața Centrală, construcția fiind gata, urmând să se stabilească și fluxul de intrări-ieșiri. Se lucrează deja la instalația electrică, la parcarea de la piață. Săptămâna asta Comisia de Circulație se va întâlni și va hotărâ fluxurile în parcare și va începe igienizarea la Piața Centrală de la sfârșitul acestei săptămâni, așa cum facem în fiecare an. Primele săbături la parcarea etajată de la Piața Centrală s-au făcut pe data de 5 mai 2014. Investiția a fost proiectată încă din anul 2012, dar toate etapele atribuirii lucrării plus o contestație depusă de unul dintre ofertanți au întârziat termenul de începere a investiției. Conform proiectului, vor fi construite 54 de locuri de parcare, dintre care 28 la etajul construcției.